Da, poate nu trebuie. Trebuie, Oleg. Trebuie. Pentru vizionari, Oleg. Hai. Salutare, prieteni, cu voi iarăși Oleg și Iluha, bro! Și noi astăzi recreăm pozele de pe Instagram ale youtuberilor români. Și prima poză care va fi astăzi va fi poza a lui Vlad Munteanu și Shelly. Pentru poza aceasta noi avem nevoie de două tricouri albe și un jeans rupt. Sper că se va primi. Și go? Da, hai! Și de cald, ce bine! Noi am ales anotimpul potrivit că să recreăm poza asta. Da. Iarna se recrează toate pozele youtuberilor români. Ok, cu prima poza am terminat și mai avem încă de filmat pe afară. Mergem la următoare. Hai. Iar cu Vlad Munteanu. Da, dacă nu mă greșesc. Da. Da, următoare iar cu Vlad Munteanu și o să fac o leagă. Eu. Da, și am înghețat și de cald. Nu vrei să ai asta în zăpadă. Srășești. O să-i de frăcea. Și noi mergem la următoarea poză. Pam! Pentru poza aceasta mi-a trebuit să-mi schimb scurta și o pereche de ochelari. Așa. 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 Tak, stop, Oleg, ține ochelari. Hai. Și fă că ești. Ia așa. Da, vin. Ia ca așa. Mâna asta, Oleg, țic mai, nu mai jos, dar desfăcută. Ia ca așa, ia ca așa, ia ca așa, ia ca așa, să am intarciot. Piciorul și ăla mai încolo. Super. Eu sper că am devenit copia lui Vlad Munteanu, iar noi mergem la următoarea poză. În următoarea poză eu o să încerc să-l recreez pe Vlad Munteanu și pentru poza asta eu am nevoie de o scurtă și o geantă și hanurac. Practic eu seamănă Vlad Munteanu, doar că el înainte de a -ți faci poza asta și-o spăla părul, dar eu am uitat. Ok, hai să încercăm să facem poza. Mâine buznat. Următoarea poză va fi cu Ilis Vlog și cu Roman Tataru, da? Da, eu pentru asta, cred că e Roman Tataru, eu nu știu. Pentru asta eu am nevoie de o jachetă din jeans și el are nevoie de un fes. Mă vedeți? Mă vedeți? Nimeni nu mă vede, zi? Găsiți-mă pe mine! Hai, toate el e Roman Tataru! Da. Voi n-aveți de unde știi că nu e... Salut! Nu cade cu vetru. Stai, stai, eu trebuie să spun aici să fiți așa, că să fac dești un like mai scurt. Ok. Hai. Am finisat cu pozele pe afară și acum mergem în casă. Motărașilor, noi am ajuns în casă și continuăm challenge-ul nostru. Acum noi vrem să recreăm pozele lui Tequila și lui Shelly. Pentru această poză avem nevoie de 3 lucruri: șapcă și 2 MacBook-uri. MacBook. Ok, hai, trebuie să ne punem așa cum mi s-a pus. Ah, ne-am prins mâna. Stai, e ca așa. Și al doilea MacBook. Hai. Și stai, am și-o pun aici scaun. Spun Charlie ca tequila. E ca așa. Noi toți suntem vloggeri, nu? E ca așa. Hai, da unde e luminița ta, ha? Unde e luminița? A dispărut. În următoare poză noi nu avem nevoie de acest hanurac. Da, și eu o să fiu Shelly și el o să fie Vlad Munteanu. Următoare poză o ghiciți voi. Aștept răspunsul vostru în comentarii. Iluha, schimbă-te. Na, Oleg, schimbă-te și tu, Oleg.
Ok, hai să trecem la treabă. Să recreăm poza asta. Și numai decât scriți în comentarii dacă v-ați dat seama pe cine noi recreăm. Stai, de să-mi dau și copilul. Așa, super. Și mai scurt, Oleg, eu pe tine trebuie să te iau în braț. Așa. Ok, hai să-i dăm drumul. Hai, go. Go. 1, 2, 3. E, așa, stai. Ok, și acum urmează poza pentru care cred că tare mulți dintre voi au apăsat pe acest video. Diana Condurachis cu Alex Alvarez. Dar poate nu trebuie. Trebuie, Oleg. Trebuie. Pentru vizionări, Oleg. Hai. Motănașii mei, asta a fost doar o glumă și trebuie tratată ca atare. Vă mulțumesc mult pentru like-ul pe care îl puneți și pentru comentarii. Voi sunteți cei mai tari pe YouTube-ul românesc. Ne vedem mâine!